Puțin afară. A riscat Wigmeier la 4-0. Bine, nu că n-a riscat la orice scor. Frumoasă contra cu backhand-ul în de linie. Cam asta a făcut Jankovic în primul set atunci când a dominat-o pe Wigmeier. Este afară. Este bine din defensivă Jankovic, convinge lungă pe traiectorie înaltă cu topspin. Apare lung, Jankovic greșește Wigmeier 6-5. După ce a avut unghii de meci, pierde și game-ul următor, Wigmeier. Alunecat. Sau s-ar putea să vorbim din nou de acea crispare care apare la belgianca, aflată în apropierea finalului. Ce retur bun a reușit acum. Jankovic din nou foarte temătoare, împingând. Din nou foarte defensivă Jankovic, lovind cu frică. O invită, practic, pe Wigmeier să atace. De afară, Wigmeier, egalitate. Câștigă Jankovic și se califică în finală. Match extrem de muncit în care începuse bine, apoi n-a repicat piciorul de accelerație, a salvat înghii de meci la 4-5 setul decisiv. Ah, da, și a spus adversarii sale, good play, bine jucat. Un set decisiv cu întorsături, cu ceva dramatism, a fost în față